aceasta vă prezentăm Cercul de Electrochimie din cadrul Palatul Copiilor al Brăilei, coordonat de doamna profesor Elisabeta Vasile. Aici, copiii învață chimia într-un mod distractiv și diferit față de cum le este predată la școală. Aici, ei învață chimia altfel. Învăț la flacără. Facem acum, o să vă fac hajerea magneziului. Nu vă poate, să scrie pe poziție. Deci facem hajerea magneziului la doi cu de gaz. Placa trebuie să fie albastră. Deci cu acest tub lateral îl orientăm în așa fel încât să intre aerul corect, deci să nu se astupe găurile, că altfel flacăra... Ia fiți puțin atenți. Ia fiți un pic atenți. Deci, avem magneziul. Era de cu flacăra orbitoare. Ștefan, uite. Deci arde și se formează oxid de magneziu de culoare albă. Da? Avem silitru de fier. Da. Deci, artificiile conțin silitru de fier și silitru de aluminiu, care arde cu flacă de strălucitoare. Soluția invizibilă, cea mai invizibilă, da? Deveniți cu soluția albastră.